În România, în ultimele 24 de ore au fost raportate 3.000 de cazuri noi de COVID-19 cu o rată de infectare de 9%. Alți 116 români au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus, iar la terapie intensivă sunt internați 1.054 de pacienți. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate peste 700.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 636.000 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 17.485 de persoane diagnosticate cu această infecție au decedat în țara vecină.